la Eva și Adam, lumea e tot bolnavă și zace în păcat. Domnește moartea până când familia lui Iair plângând, aude un glas duios și frumos. Talita, care tălpăcit înseamnă fetiță, scoală-te. Eu sunt acel care ridic pe oameni din căderea lor și vindec starea tuturor. Mesia, preiubitul meu, cel care a fost sacrificat, Domnul preadistins în Israel, cum l-a numit Natanael, ne cheamă azi pe toți la el. Iisus Hristos, Emanuel, ne face liberi de păcat. Amin. Suntem în ultima etapă, iar terapia care ne așteaptă ne dă precis în testament original. Acesta e mesul. Să crezi și să primești botezul. Amin. Un act făcut pe contul tău, pe propriul tău angajament, prin care singur te angajezi să pui votar la tot ce e rău. Deci ai ales drumul spre viață, prin apa ce îți apare în față, prin scufundare de botez. Se pune un deosebit accent la Cartea Faptelor la 8, când Domnul e matur și copt. Botezul nu e un act formal, e un document original, bazat pe Sfintele Scripturi, când oamenii devin maturi, când înțelege tot ce îi spun și se semnează în dreptul lui. Așa o hotărât preanaltul, omule, de tine nu răspundea. Atunci când te confrunți cu firea prin lepădarea ta de sine, tu singur faci mărturisirea, nu face altul pentru tine. Nu e învesat cerescul plan. Avem exemplu că Naaman, el nu făcea exact așa cum Elisei l-a învățat, în veci nu se mai vindeca de lepra ce-l acoperea în stadiul cel mai avansat. Cuvintul ne arată și ne învață care este calea adevărată. Tu singur să-ți alegi băgașul, să-ți semnezi cu mâna ta. Când pune jurământ ostașul, atunci cu mătru și cu nașul nu se mai pot amesteca. În Evanghelia după Marcu, Scriptura ne promite clar că și dacă l-ai îndeplinit, primești iertare gratuit și viața veșnică. Prima condiție să crezi. A doua, după acestea două, să trăim și o viață nouă. Amin. Apoi în viață tot ce e greu, Domnul Iisus va duce în locul tău. El azi se adresează cu drag la fiecare. Și acasă te-a vizit și aici, în adunare. Ne cheamă o voce dulce, blândă pe fiecare în parte. Te scapă de o sândă, omule, te scapă de la moarte. Fă-ți patru în pocăință, acum cât ești viu, va fi cu neputință iertarea lui Sicriu. El a întins cu drag și jarul mână către noi, iar unii dintre noi cu grabă trecem mâna înapoi. Și uneori, distras de fire de păcat, el ne-am depărtat. Orgolul a pus că tu și să nu te poți decide, mai este har curându-și a să închide. De stai mult în balanță, rămâi cu pumn de gol. Dar astăzi avem o șansă. Domnul Iisus e aici? Amin. Amin.